Poezia în Vierea, Costache Ioanid. Bătea o aripă de vânt, iar noaptea era ca ghena. Din vale cu sufletul frânt, o ceată urca spre mormânt și în frunte era Magdalena. Maria cea smulsă din iad, din 7 odgoane de moarte, trecea printre stânci ca prin vad și în toate citea ca într-o carte. Și în toate citea lăcrimând poemul cel scris de curând cu jila veslove de sânge. Acolo privirea întorcând, Iisus o văzuse cum plânge. Aici au cântat heruvimii, acol rezemat de un trunchi, vorbise cu milă mulțimii. Maria urca mai departe, dar gândul-i zbura spre mormânt. Vai, piatra din pragul cel sfânt, vai, cine o va da la o parte? Bătea o aripă de vânt deasupra cărării deșarte. Pe culme, în tainicul loc, vorbeau către ziua ostașii. Dar cât vom mai sta lângă foc, păzi-n strigoilor pașii. Ehei, păzitorii de proroc, e vremea acum să se știe, păzii de străjeri și peceți, Iisus, dătătorul de vieți, n-a fost cu putință să învie. Căci astăzi e ziua a treia, iar azi, când va fi spre apus, vor strânge bătrânii Iudeia să-l vadă în mormânt pe Iisus. Priviți-l, vor spune rabinii, aici e profetul luminii. Apostoli, bătrâni, ucenici, aceasta e ziua învierii și totuși aici sunt străjerii și totuși Iisus e aici. Lipsit de puteri și noroc, aici îi rămâne vorpașii. Astfel, priveghind lângă foc, vorbeau către ziua ostașii. Deodată, un vaier ciudat, un muget, un clocot de ape, porni din adânc depărtat, venind mereu, mai aproape, aproape, aproape. Copacii, ca oamenii beți, săriră cu dealul deodată și piatra uitând de peceți, cu vuiet căzu răsturnată, săriră cărbunii răsleți, ca fulgere frânte. Și îndată, din besnă pe lespedea grea, cu chip sclipitor ca o stea, un înger acum se arată, un înger cu strai ca zăpada, înalță o spadă de jar. Ostașii cu fețe de var dau busna pe stânci de-a grămada și grabnic de spaima puterii pieriră ca fumul străjerii. Bătea o aripă de vânt cu dulce parfum de narcise. Deasupra orașului sfânt o geană de zori răsărise. Maria urca spre mormânt și gândul-i zbura mai departe, dar piatra din pragul cel sfânt, vai, cine o va da la o parte? Dar ceata se oprește acum, iar inima începe să bată. Se adună surorile în drum, priviți, acolo sub stâncă e fum și piatra cea grea e răsturnată. Lăsând în țărână povara, aleargă femeile în stol și toate sunt albe ca ceara. Mormântul e gol. Se apleacă în hohot Maria și plânge. Vai, unde l-au pus? Ori n-are un capăt urgia ce tot mai lovește în Iisus? Cum tremură frunza îndumbravă, se încrâncenă carnea de amar. Deodată, în haine de slavă, alături, doi îngeri răsar. De ce căutați între morți pe regele gloriei sfinte? Să știți, căci negrele porți le-am frânt, cum a spus mai înainte. Uimite spre îngeri privesc
Femeile în rugi frământate și fără de sine pornesc din deal către sfânta cetate. Veghind într-un loc tăinuit, apostolii în freamă de teamă, în zorii de zi s-au trezit de un iuteș și un viu ciocănit în ușa cu drugi de aramă. Mormântul, femeile au spus, e gol, pe Domnul luară și nu știm unde l-au pus. Și acolo pe o lespede sus, doi îngeri sclipind s-arătară, doi îngeri, dar glasul s-a stins, căci toți le priveau cu întristare. Iar Toma plângea ca învins, dar Petru mișlocul și-a încins. Ioan a sărit în picioare și alături, pe drumuri pustii, sub cer sângerând ca o rană, cei doi străbătură în goană, livezi îngrădite și vii. Cel vârstnic e lac de sudori, suflarea în pieptii se curmă, rămâne pe coastă în urmă, iar sus la mormânt cu fiori, pe pragul cioplit ca o treaptă, Ioan se oprește, așteaptă, iar Petru curând năvălește, cum cade un fulger pe trunchi, el intră, se aruncă în genunchi și plin de uimire privește fășiile în albe tipare, întreaga lor formă păstrând, lăsaseră trupul să zboare din ele, cum zboară un gând. În balta de smirnă și aloie stau pânzele tainic deșarte și strâns obrăzarul deoparte, în hohot de plâns, fără voie, cu-ntreaga puterii măsură, apostolii cred în Scriptură, învinsă e veșnica moarte, Iisus e stăpân pe natură. Rămase în urmă, departe, din nou către sfântul mormânt, femeile în văluri învolte veneau prin aripa de vânt. Maria citea ca într-o carte în slovele sângelui sfânt. Și sus, la mormântul pustiu, se opriră pe piatră să plângă. Un abur de nor auriu venea până în prag să se frângă. Nu-i nimeni pe drum să mai treacă, doar vântul ce adie domol. Maria din nou se apleacă în cripta mormântului gol. Se uită, de unde să strângi din besnă măcar o scânteie? Dar uite, se aprind curcubeie. Sunt îngerii iarăși. Femeie, ce rană te face să plângi? Eu plâng pentru Domnul Iisus, căci uite, străinii luară și nu știu unde l-au pus. Și un umblet se aude pe afară. Sunt pași ce se apropie fin. Poate mai știi grădinarul. Maria tresare ca arsă, îi mușcă din inimă teama, își pune sfioasă mahrama pe fața cea repede întoarsă. Ca Iacov fugind de Edom, ar vrea să alerge, orbește, dar totuși un gând o oprește, că doar grădinarul e un om și o inimă cât de haină, cu lacrimi, un dupleci ușor. De-a scos pe Iisus din grădină, el știe în ce vizuină l-au dus cei trimiși de sobor. Și parcă în vorba-i senină e un murmur de râu ce te alină. Când dragoste în suflet ai strâns, ia curmă și morților somnul. Va plânge cu râuri de plâns. Nimic nu-i prea mult pentru Domnul. Stăpâne, Maria a spus, de-ai vrut să-l duci mai departe? Noi lacrimi și miri am adus, ca sfânt să rămână și în moarte Mesia, Iisus. Iar omul străin îi răspunde, Maria, ea s-a întors, tot sufletul stors renaște în aceste secunde și în fața minunii Maria se aruncă, rabunii! O,
nu mă atinge, Maria, că nu m-am suit la cel bun. Dar totuși am vrut să vă spun, chiar azi, tuturor bucuria, căci astăzi la Tatăl mă sui, la Cel ce-a zidit veșnicia. Se uită cel veșnic zâmbind. Golgota e un rai de lumină și raiuri în inimi se aprind. Femeile în colp se înclină și grabnic la goană se prind. Oh, cât e de bine să alergi, să duci bucuria cea mare, păcate și lacrimi să ștergi prin vestea de dulce iertare. Maria, aleargă voioasă, surorile, fug, fug necurmat, să strige, Hristos a înviat, Hristos a înviat! De atunci, în lumea cea largă, o, câte Marii au strigat, câți martori de veste au dat, e viu Salvatorul, trăiește! Căci noi eram morți și vrășmași, păziți ca de tainici ostași, dar Domnul, Domnul din besna adâncă, ne-a scos prin peceți și prin stâncă să ducem mesajul divin. E viu Salvatorul și încă din cerul de glorie plin ne cheamă, ne iartă. Amin.